Salut YouTube, bine ai venit pe acest nou canal din YouTube-ul românesc. Episodul numărul 4, sau mă rog, ziua numărul 4. Ieri, în ziua 3, a fost o ziua oricum moartă, așa numiții timpi morți. Am avut și eu parte de o zi până acum, cel puțin, din cauza lipsei unor șuruburi. Hai să vă arăt. Ăsta e. Așa arată. Ăsta e capul pe H3. Probabil nu o să se focalizeze, dar vă dați seama, e cruce. Și este autoforant, da? Este prea lung, de 25. Nu ne trebuie de 19 pentru că poziția profilelor nu este cea mai bună poziție de a înșuruba. Din acest motiv, astea lungi alunecă și capul ăsta se rupe destul de repede. Adică nu poți să te duci perfect perpendicular pe tablă și vă dați seama că alunecă imediat. În fine, am găsit în Sfântul Bârlad o mărime mai scurtă de 22. Vă dați seama, nu mă ajută foarte mult această mărime față de 25. Și chiar dacă m-ar ajuta, problema e că nu am un stoc decât vreo 200. 200. Iar nouă ne-ar trebui în jur de 4000. E bine. Mâine ar trebui să vină pe teren reprezentantul pompelor de căldură pe această zonă și o să văd ce părere are despre puțul care deja l-am forat acolo. Din câte știu eu, mai trebuie forat încă unul și o să vă țin la curent cu prețul și pompa aleasă. Până acum eu știu că oferta ce mi-au făcut-o a fost pentru o pompă de 12 kW. Eu sper că astăzi să vă pot arăta mai multe, o evoluție mai mare în ceea ce privește montajul structurii metalice. Dar depindem de șuruburile astea. Avem de 25, dar randamentul este extrem de prost. Ieri au încercat dimineață cu astea de 25, dar din 7-8 bucăți abia intra unul. Mă dau seama că nu-i convine nimănui, te enervezi, îți vine să dai cu autofiletantele alea de pământ, e gravă treabă. Dar astea de 19 abia ieri au fost trimise de la Cluj și probabil cel mai devreme vor ajunge azi după amiază, dacă avem noroc, dacă nu mâine dimineață. Ce să mai zic, afară e ceață, e o zi superbă de octombrie, ora 9, deși e caldă, atmosfera e foarte umedă. După amiază de obicei se ridică ceața și apare soarele. Din câte văd că aproape am ajuns, e liniște și pace pe șantierul meu. După puțin timp, a început să apară timid soarele. La fel de timid s-a apucat și echipa de montaj de așezat Lego-ul casei mele. Nu am putut să le dau prea mult de treabă cu șuruburile găsite de mine. Aveam doar vreo 200. Dar am avut noroc că în această echipă nu erau doar niște simpli angajați a căror principal scop era să treacă ziua. Așa că bieții de ei au insistat foarte mult cu șuruburile pe care le aveau. A mers mai greu, dar măcar la sfârșit de zi se cunoștea ceva. Un Lego puțin mai mare. Am aflat mai târziu că am avut noroc. Noroc de această echipă. Montajul este foarte important, iar o echipă de dorei îți poate da tot proiectul peste cap. În a doua parte a zilei, am putut în sfârșit să pășesc pe elementele de planșeu montate. Aveam vedere de la etaj deja. Peste acestea se va placa cu cel mai gros USB, și anume ăla de 22 mm, așa cum veți vedea în episoadele următoare. La sfârșitul zilei s-a mai umblat puțin cu ranga, pentru îndreptarea imperfecțiunilor apărute.
Când a venit întunericul, șeful de echipă a ieșit cu laserul și a verificat verticalitatea colțurilor. Ochiul meu de beneficiar a dat ok-ul. Cam aceasta a fost ziua 3 de montaj, sau, mă rog, ziua 4 de când băieții sunt efectiv în șantier. Nu uita să dai subscribe, un like, mereu ajută, de share, degeaba spun că pariez că nu știi ce e butonul ăla. În fine, până data viitoare, fii bun, iubăreț sau iubăreață, respectă pe toată lumea și smash the clopoțel!